ori cât, egal cu restul plus 31. Restul plus 31. Ceea ce ar însemna scrierea următoare. Aici, în timpul mulțirii, am 3 ori 67. Da. Este 3 ori 67, da, 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 da. E 201. Da. Și atunci, eu 201. Pot să scriu aici. 201. Nu, nu, dar de la, ca să nu scriu 201 ori. Unul ori, să scot de fapt, 1, ori 2, ori 3, nu, ori 4, 3, ori 4, ori 4, ori 5, ori puncte, ori puncte, puncte, ori 66, ori 68. 68, te-ai văzut bine, că pe 67 l-am prins, dar îi urmărește și nu te urmărește. Nu mai urmărești. Nu mai urmărești. Hai, te rog, mă. Hai, chiar că urmărești, poate am ajuns în soluție. Poate suntem aproape de ghișițiu. Da? Ești atent. Puneți ori puncte, puncte, 100. Deci, după ce am descoperit pe 201 ca fiind 3 ori 67, da. Le iau pe 3 ori 67 din componența tuturor. Cât este 3 ori 67? Da. Deci este, da? Da. Da. Și azi 201 ori 1 ori 2 ori 4 cât de 3 la 1 ori 67 5 puncte puncte 66 ori 68 că la 67 l-am pus aici. Da. Ori puncte puncte de la 100. Da. Minus 201 ori ori cât? Egal cu 31 plus 3. 31 plus 3. Păi să trebuie că 201 fac pe 4. Acum scoate pe 201. Da, așa ca să îl eliberez, ca să ai rău. Și să ne dea 1, 2, 3. Da. Minus 1 ori cât. Adică minus... Deci apare. Apare 201 pe lângă. Pe lângă. 1, ori 2, ori 3, ori 4. Ori 4, ori 5. Plus ori puncte puncte. 66 ori 68. Ori puncte puncte ori 100. Minus cât? Minus un număr ce? Egal cu 31. 31 plus 3. Plus 3. Hai că suntem pe problemă. Gata suntem. Deci ne-am apropiat foarte mult. Darea, te rog să mă ajuți. Deci 201 oriceva să facă 31 plus 3. Adică nu trebuie să fie mai măcar... Despre R știm bine că e mai mic. R e mai mic decât 201. Atunci... Ce observăm? Că 31 plus R trebuie să fie multiplu de 201. Da. E 201 oriceva. Chiar 201, că... Chiar 201. Mai dacă de 200... două ori mă sară. Da, da. Deci am 201... Deci de aici rezultă, de obligat, mă rog. 31 plus R. 31 plus R. De 201. De unde R va fi egal cu... 170. 170. Și asta este ești. Dar, atenție, din nou, am fost în fața unui ghiștiu, pentru prima dată, cum de fapt sunteți și voi copiii. La Olimpiadă. La Olimpiadă. Și de fiecare dată. Trebuie să îndrăznim, să vedem tot felul de variante. Sigur că căutăm în memoria noastră exemple care să ne ajute. Am încercat ceva acolo, dar, din păcate... N-a mers. Da. Deci am încercat, în memoria noastră, niște experiențe, însă aranjarea asta ne scoate din lucru. Numai asta. Da, am încercat. Deci am încercat tot felul de chestii, tot din cifre, de 0 ori. Abia în momentul în care l-am descompus, este superbă forma în care mintea noastră începe să se angajeze de greșit. Deci după ce l-am descopus pe 60 și pe 201 ca fiind 3 ori 67 și am sesizat
că este înglobat 201 aici. Atunci mi-a venit în minte, mărturisesc clar, să duc tot în stânga pe 201 C, să scot pe 201 un factor comun și să văd că 31 plus R, cu R mai bine decât 201, trebuie să fie multiplul de 201. Da. În momentul ăsta l-am găsit și pe C. Deci ca să-l fac pe Ghișițiu, dacă vrei și mai dur, să se afle restul și câtul. Nu știu câtul, nu, profesor. Nu, dacă ar fi fost la pe urmă, mai dur, să se afle restul și câtul. Și câtul ar fi fost. Câtul ar fi fost la ore durează. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un exercițiu. Păi stai, da, na. În timpul, dar tu ai dreptate aici, dar să știi că se face selecții pentru copii super valoroși. Și cât e patologia aia? Asta este. Cât îi toată șmecherea asta? Deci, nu trebuie să-l calculezi. Nu trebuie să-l calculezi. Cât îi lipsește 35 și lipsește 67. Ah, deci atunci, dar cât îmi sugeri să afli numărul? Nu ca valoare, ci cât este, cât e exprimarea ta. Fă tu mulțirea dacă vrei. Deci de aici restul este egal cu 170. Și câtul împărțit este 1, 2, 3, ori 4, ori 5, ori punctul punctul 66, ori 68, ori punctul punctul 100. Asta se seacă pentru și restul împărțit. Nu, altceva am pus să zic, domn profesor. Probabil că ideea ar trebui să mobilizeze la modul, sau noi toți, așa, la modul, măi, când vezi o mulțire de atâta termen, clar că nu vrea autorul ăla să face mulțire. Niciodată. Nu-i posibil să o faci. Nu, asta urmărește. El urmărește ceva să văd în interiorul lui. Asta. Câte zerouri sunt, că am mai făcut test. Exact. Câte nu știu ce acolo ați... M-am tatuat noi. M-am tatuat 21 de zerouri, scădeam un 1, scădeam de 9, scădeam 31, nu știu eu ce pe acolo. Deci poți forma multe ieșiții de astea. Da. Pentru că, juc, în varianta asta, nu calcul în sine. Exact. Eu mai imens acolo. Imens. Deci nu poate fi vorba vreodată. Deci nu asta urmărește. Da. Niciodată. În final, în fața unui astfel de ieșiții, nu numărul în sine calculat te interesează, ci să vezi ce variante ai pentru lucrurile ieșiților așa. Așa încât, ce a spus autorul? Teorema părțirii cu rest. Da. Și că 201 este incorporată. 201 este incorporat. Poți să mai faci nu numai cu 201. Incorporat pentru că a fost 3 ori. Da, e 3 ori 67. Îl descompui pe 201 și vezi că e 3 ori 67. Deci incorporat. Și îl găsești acolo. Poți să iei două numere prime, care mulțite. Uite, cât ați zis? 31, 31 ori 39, ori 37. Deci ori 37. Pentru că ele erau acolo. Sunt acolo. Și ăsta este, la mulțire, dă, nu știu cât, 1000 și ceva de acolo, să se arate, să se găsească restul împărțirii la așa ceva. Nu mai altă variantă. Deci sigur că te bagă în zona foarte ascunsă. Și cum caut un model, e greu pentru ei, clasa 5, a domnul profesor, faza locală, nu-i greu? Ia spun, sunt situații când profesorii vin cu subiecte foarte tari ca să facă lecții dure. Ce fac în momentul acela? Copiii dau lucrările rapid. Și s-a terminat și corecturi și tot. Caută totuși pe cei care sunt foarte inventivi, dar sunt corecți. Și la național înseamnă... Noi suntem cu dumneavoastră aici și am făcut-o într-o oră. Și testul ăsta durează două ore. Și câte probleme are? Are vreo 4 probleme care au vreo 4 puncte fiecare. Și copilul, deci, dacă stă o oră la o problemă din asta, așa, e subiectul, da? Copilul acesta care sunt eu, copilul obișnuit, dar eu vorbesc despre cei care au un sprint intelectual fantastic. Da, așa cum am avut și dumneavoastră. Ascultă-mă, Daria, deci îți spun, profesorii la faza națională nu sunt duci niciodată, am mai spus o dată, sunt atât de clar când spun. De ce? Pentru că îi caută ca și voi modele. În virtutea experienței. Iar la faza națională, dacă se întâmplă, eu am fost la faza națională de mai multe ori cu copiii mei, s-a întâmplat ca Aura să fi făcut, singura care a făcut la faza națională, în clasa a 6-a, tot. Tot din a avut depus un punct.
De aceea v-ați început. Da? De aceea v-ați început. Când am fost prin anii următori la licee, așa, cine făcea din cele patru probleme două ore, de așa intra în grupul celor de mai. Dar și la noi acum. Așa e și la ei. Faza pe școală e... Fiecare e o problemă și am zbunit, dacă faci două din cele de trecut. 14 puncte, mergi mai departe. Deci cine face două din cele patru, de așa s-a selectat. Exact. Deci cine ajunge să facă pe toate cele patru, este o excepție. Foarte bun, da. Nu, este o excepție... V-am spus, la nivelul țării se întâmpla să, ca unul singur din Vâlcea, să fi făcut de fiecare dată toate subiectele, în, din clasa a noua până la a 12-a, toate cele patru, la toate barajele totul făcuseră, încât discutăm cu profesorul, s-a întâmplat, stau lângă el acolo, și-a zis, domnule, totuși, la clasă, cum te discuți cu el? Mă uit și eu la el așa. Deci, dă-l și cu el, zic, e chiar curiozitatea maximă. Păi zice, are două firi scurt. Apropo de ce... Are două scurt. Eu nu înțeleg acum ce ai zis. Atât de sus încât nu poți înțelege, nu poți să-l urmărească. Și profesor nu putea sigur că să-l urmărească. Geniu, geniu, da. Nu, nu sunt decât lucruri excepționale, care se întâlnesc foarte rar, foarte rar în... Deci în România, unul la 22 de milioane, cam așa e. Unul atunci și nu știu de acolo, nechiriți-o mai fost. Așa, așa, vreau, asta trebuie să vă spun. Deci, în fața unor astfel de investiții, trebuie să ne tratăm ca pe niște oameni obișnuiți. Sigur trebuie să avem încredere că și noi putem inventa, putem face și odată și odată și pentru noi se întâmplă ca să apară acest scurt circuit. Da. Și eu și vă spun cu o chestie care... Dar mai cu muncă, mai multe, domn profesor. Enorm de multe muncă. Dacă așa. Foarte multe muncă, dar este și un antrenament în creativitate. Hai că aici e povestea. Este o tremendă creativitate, pentru că dacă ei caută modele, iată, nu poți scoate din modele. Mă întorc și spun, cum vrei să apară comete de acestea la... Avem exemplu clasei a 8-a, mă întorc de fiecare dată, când tot muncim și caută tot timpul modele. Caută dacă au mai făcut ceva. Iar ajungerea mea la 1-4 este pentru a încerca să fac lucruri așa, cum să spun, de a stimula creativitatea continuă. Din astfel de lucruri, din antrenamente acestea. Ai înțeles, Mario? Deci, da, nu ești pierdut. Deci, e o șansă imensă, pentru că tot încerc aici. El nu-i pierdut, asta încercam să zic. Tocmai. Ei, aici am șansa să o dezvolt. Mai târziu e foarte greu. Exact. Și o șablonizat gândirea, nu-l scoate. E și la 5-a ăla. Sigur că da. Asta zic, Mario nu-i pierdut. Da. Să zic că până la 12 ani, dacă nu s-a făcut antrenamentul acesta, nu mai e nicio șansă. Da. Este statistic făcut asta. Sigur. Da? Deci tu ești pierdut. Ești pierdut și suntem pierduți. Da. Insist pentru că asta, pentru că viu pe chestia care se întâmplă cu apicultura. Credeți-mă, când toată lumea asta apicolă de sute și sute și mii de ani, la mine am făcut ideea aceea și de aceea s-a întâmplat invenția să apară. S-a întâmplat, știți, nu eu sunt așa pupusit ideea, probabil, dar trebuie de faptul că un antrenament despre matematică s-a întâmplat continuu să mă uit în lucruri nevăzute de alții. Dar a apărut așa, cum s-a aprindit de acolo. Da. Exact. Trebuie să spun și pe asta. Pronia dumnezească, dacă nu suntem cinstiți, da. Omul nu-i vrednic de nimic, nu-i bun de nimic. Exact. Dacă Dumnezeu văzându-te pe cât de multe străduri și de exact. Așa, atunci s-a prindit ții becul. Exact. Da? Exact. Tu te trezești. Te trezești conectat la această idee. Da? Dar asta trebuie totuși într-un antrenament continuu. Nu dacă tu stai la plajă și nu te interesează nimic, îți vine ideile. Normal. Nu. În munca asta, transpirația asta continuă. Și așa cum și observați, eu mă conectez maxim cu putința, atât cât posibilitățile mele intelectuale îmi permit și că dragostea pe care o simțiți, o vedeți. Dar este în modul natural de a mă purta. Da? În modul natural. De aceea trebuie să ne, și lor să le strecorăm sufletul. Ideea de muncă
ideea de a face, nu pentru că îți ceri învățătoarea sau profesorul sau cele, că simți tu, ai stare ce de bine când ai dat drum, când ai dat peste soluție. Asta vreau să-i pământ. Deci să te apuci, să te întrezi spre pe o problemă matematică și să o iei și peste, ca și pe dreapta, și să vezi și dintr-o parte și din cealaltă, cam cum poți să spargi. Eu aici n-am făcut o demonstrație a ceea ce înseamnă citirea unei probleme, știind că nu numărul trebuie calculat, ci trebuia să văd ceva. Ceva acela a fost că 201 trebuie văzut ca fiind 367, înglobat acolo, am văzut să strigă și factorul și gata joc. Dar până atunci m-am lovit de... Câtă dată n-are? Câtă dată n-are? Sigur, este o dovadă a felului care trebuie să funcționeze la matematică. Corect. Hai, faceți. Nu uitați de like și share, să vă abonați la Bravo Online. Și ce să facă Mario? Ce să mai facă? Spune la naș. Spune la naș, că spune și la berișoare. Ceau. La revedere.